Tradiție. Onoare. Disciplină. Siguranță. Familie. Solidaritate. Jandarmeria Română, de 166 de ani în slujba dumneavoastră. Jandarmii giurgiuveni se pregătesc de sărbătoare. În aceste ani ei aniversează împlinirea 166 de ani de activitate în slujba cetățenilor, iar la sediul Jandarmeriei giurgiuvene pregătirile sunt în toi. Vineri 1 aprilie va fi ziua porților deschise, unde sunt așteptați foarte mulți giurgiuveni, în special copii. Sărbătorim săptămâna aceasta 166 de ani de la înființarea Jandarmeriei Române. Din acest motiv, organizăm mâine 1 aprilie, începând cu ora 11, în fața instituției, un punct de informare a cetățenilor cu privire la misiunile noastre. Vor fi mai multe ateliere de prezentare a ținutei militare, a materialelor de intervenție și protecție, dar vor putea fi admirați și câinii de serviciu. Ne dorim ca giurgiuvenii să fie alături de noi ca și în anii trecuți, pentru că vrem să îi asigurăm că trebuie să ne cunoască activitatea și că pot apela cu încredere la jandarmi atunci când au nevoie. Jandarmeria Română s-a întemeiat pe 3 aprilie 1850, când, printr-un ofis domnesc, domnitorul Grigore Alexandru Ghica a aprobat hotărârea divanului obștesc, semnând legiuirea pentru reformarea corpului slujitorilor în jandarmi. Prin această lege s-a dat statutul juridic armei jandarmeriei și s-au stabilit principiile de organizare și funcționare. La 23 iunie 1865 a fost redactat regulamentul pentru serviciul jandarmeriei de oraș, prin care se stabilea locul și rolul în noua formă de organizare.